Moldovenii continuă să arunce deșeurile menajere în locuri neautorizate. O situație similară este și în comuna Cruzești, din municipiul Chișinău. Deși în localitate activează o firmă de salubrizare, oamenii preferă să ducă resturile menajere la marginea localității. Specialiștii de mediu bat alarma și susțin că gunoiștele neautorizate sunt o adevărată bombă ecologică. Această gunoiște neautorizată din comuna Cruzești se întinde pe o suprafață de 2 hectare. Aici aduc deșeuri menajere atât oamenii din localitate, cât și din comuna Budești. Autoritățile locale promit că în 2 săptămâni gunoiștea nu va mai exista, iar la sfârșit de an vor fi sădiți copaci. Potrivit primăriei Cruzești, oamenii aruncă gunoiul în această zonă mai bine de 10 ani, iar autoritățile au încercat de nenumărate ori să lichideze gunoiștea, însă fără rezultat. Această gunoiște este, de fapt, a mai fost lichidată anterior și oamenii totuși continuă să vină și să aducă aici deșeurile, așa pe ascuns, noaptea probabil. Inspectoratul pentru Protecția Mediului atenționează că gunoiștile neautorizate pun în pericol sănătatea oamenilor. Aceste gunoiști, acolo se depozitează orice, începând de la același plastic și terminând cu aceleași materiale de construcție. Și în primul rând se poluează solul, resursele acvace, apele subterane și în ultimul rând se poluează și aerul atmosferic. Datorită unui proiect realizat de Asociația Obștească Hai Moldova, pe acest teren vor fi sădiți copaci, iar pentru a se asigura că oamenii nu vor mai arunca deșeuri menajere în această zonă, autoritățile vor instala și camere de supraveghere. În cadrul acestei campanii urmează să implementăm proiectul de ecologizare a unei gunoiști ilegale cu suprafața de 2 hectare din comuna Cruzești, iar conform celor mai bune tehnologii și practici de mediu, terenul curățit va fi redat în circuitul natural prin împădurire. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în prezent în Republica Moldova sunt peste 3.000 de gunoiști neautorizate. Amenda pentru aruncarea deșeurilor la întâmplare este 10.000 de lei.